antichitate, Genova era orașul ligurienilor, veniți aici de pe coasta de nord a Spaniei. Spre deosebire de alte popoare din Italia de Nord, care s-au alăturat cartaginezilor în al doilea război punic, orașul a rămas credincios Romei. În Evul Mediu, Genova a devenit o republică puternică și independentă, având în posesiune mai multe colonii în Orientul Mijlociu, Sicilia, Sardinia, Africa de Nord și Corsica. Republica genoveză a devenit parte din Imperiul francez până în 1815, când delegații de la Congresul ținut la Viena au stabilit incorporarea ei în Piemont. Faimosul Cristofor Columb, cel care a descoperit America și a murit fără să o știe, crezând că a cucerit Indiile Orientale, s-a născut aici, în Genova. Istoria celor patru călătorii ale sale, sponsorizate de Isabela și Ferdinand al V-lea, regii Spaniei, au auzit-o și românii stabiliți aici după 1990. Marinarii genovezi pretind că noaptea, fantoma marelui navigator le apare celor care văd lucruri în somn. Oameni dispăruți și întâmplări care urmează să aibă loc. Despre un alt genovez celebru, Niccolò Paganini, violonist, chitarist și compozitor, a aflat românii care se duc anual alături de italieni la festivalul desfășurat în amintirea sa. Talent ieșit din comun, virtuos desăvârșit, Niccolò Paganini a fost asemănat de către rivalii timpului său cu Faust, cel care a făcut pact cu diavolul. Totuși, legenda spune că înainte de a se naște, mama lui a visat un înger care i-a spus că fiul ei va deveni un violonist celebru. Tatălui Paganini, om simplu, hamal în port, i-a cumpărat o vioară și l-a pus să exerseze zilnic până la extenuare, închis într-o mansardă. Trăind într-un oraș civilizat, ai cărui locuitori nu-și ignoră modelele culturale și spirituale, nu-și aruncă în derizoriu valorile autentice și nu consideră că elita lor este expirată, românii emigrați aici au înțeles că mai au multe de învățat. Genova este un loc în care ar putea să-și valorifice talentul, efervescența creatoare, să performeze. Echipa TVR, care a filmat aici, a ajuns și la Biserica Românească din Genova. Cunosc această comunitate de multă vreme și o am la suflet în mod deosebit și cu atât mai mult mă bucur că ea s-a închegat și s-a copt și a primit de la Dumnezeu acest cadou de a avea propria ei biserică. Comunitatea română din Genova este veche, din anii 95-96 deja sunt români aici. Preoții de la Torino veneau pentru a sluji din când în când. A început părintele Lucian Roșu de la Torino, care a fost primul preot la Genova, apoi pe dânsul l-am numit la Torino și părintele Sorin a venit din România, de la București, pentru comunitatea din Genova. Dânsul avea o parohie în București chiar și l-am primit în mitropolia noastră cu mult drag, pentru că aveam nevoie de preoți. Credința în Dumnezeu îi ajută pe românii din Genova să meargă mai departe pe drumul pe care și l-au ales. Să accepte ceea ce nu pot schimba, să se obișnuiască cu viața printre străini, să nu mai probeze mereu ca pe o haină nouă. Cealaltă viață din România n-a dispărut complet. În zumzetul rugăciunilor, amintirile revin la suprafață. Românii plecați nu-și pot îngropa trecutul. Toate acele ierni și veri, petrecute acasă, se răsfrâng între pereții bisericii ca ecoul unei melodii minunate. Rămân rugăciunile care îi ajută să nu mai simte apăsarea grea din piept. Până la urmă, nu-i așa? Au venit aici să-și construiască un alt viitor. Nu se vor da bătuți. Cu ajutorul lui Dumnezeu vor reuși. Mulți aici descoperă adevărata credință. Aici, departe de casă, departe de biserica lor, departe de familiile lor, își caută propria lor stradă către Dumnezeu și o găsesc și, odată găsită, nu o mai părăsesc niciodată. Sunt foarte multe astfel de cazuri în care credincioșii devin cu adevărat participanți la tot ceea ce înseamnă biserică, de-abia sosind în străinătate. Comunitatea de aici, mai ales din anul 2000, a început să aibă propriul lăcaș de cult. Cardinalii dinainte, arhiepiscop de Genova,
ne-au împrumutat biserici, mai multe biserici, până să ajungem aici, iar acum un an a fost primită această biserică. Peste 700.000 de români se află în Genova. Unii lucrează la negru, alții legal, în case particulare, în port, pe șantiere. În timpul liber se duc la biserică. Tradițiile, obiceiurile care vin din adâncurile trecutului românesc sunt mereu reactualizate de preoți. În timpul liturghiei de duminică, credincioșii devin conștienți de adevărul credinței lor. Biserica în străinătate nu se ocupă doar cu aspectul spiritual, ci biserica în străinătate este și casa românului. El se simte bine pentru că vine în biserică unde se vorbește românește, unde își transmite toate mesajele lui, în primul rând către Dumnezeu, pe urmă către ceilalți români cu care se întâlnește și pentru că se liniștește. Dacă Columb a descoperit America printr-o eroare binecuvântată și și-a amintit de acel tărâm ca de grădina Raiului, românii care au plecat din grădina Maicii Domnului, numită așa de un papă de origine poloneză, care a fost odată în România, nu-și uită țara din care au plecat și o pomenesc mereu în rugăciunile lor. Se roagă Maicii Domnului pentru cei lăsați acasă și simt cum mâna ei grijulie și sensibilă îi desmiardă, le mângâie sufletul, îi susține noua lor viață. Oricât ar fi de greu, înțeleg că nu trebuie să se teamă. Preoții îi îndeamnă să meargă înainte, să lupte, să nu cedeze, chiar dacă viața de aici nu decurge conform așteptărilor. Până la urmă, vor reuși. Și dacă vor rata, vor eșua. În încercarea lor de a-și croi nou destin, au un loc unde să se întoarcă. România, nu-i așa? E și țara lor.